Care e situația la ora asta? La ora asta, după ce Consiliul Local a luat hotărârea să înființeze societatea asta cu 22 de voturi pentru din 27, consilierii locali din toate partidele au înțeles că lucrul ăsta este necesar pentru Ploieșteni. La ora asta, hârtiile de înființare ale societății sunt pe masa primarului. Dacă el pune în teoretic că le-ar semna astăzi înființarea societății, s-ar depune hârtiile la Registrul Comerțului. Suntem în data de 19. Da. Dumneavoastră spuneți că pe biroul primarului există acum actele de constituire a societății care să opereze termin. Astăzi suntem în 19. Bun. Dacă le semnează astăzi, le depunem astăzi la Registrul Comerțului. Bun. Ce cât durează? Asta? 5 zile, 4 zile? 1, 2, haideți că eu am aici calendarul făcut. 1, 2, 3, 4, 5, pică, nu știu, sâmbătă. Haideți să spunem așa, că luni 26 septembrie a ieșit de la Registrul Comerțului. Puteți să puneți mai repede, vineri. Vineri, haideți să luăm așa, vineri, 23, ies actele de la Registrul Comerțului, da? Bun. După aceea, da, s-a discutat, și tot așa le mulțumesc consilierilor, cu oamenii care lucrează în termie, cu sindicatul oamenilor care lucrează în termie. Vorbim de angajații care au fost la Veolia și au fost preluați de Termoprahova, care pe 27 săracii rămân și fără job. Ies actele, s-ar transfera salariații, oamenii așteaptă să fie transferați și tot în acest timp se depune la ANRE pentru licență provizorie. Bun, haideți să o luăm așa, pe 23, da, când iese... Totul trebuie să se desfășoare pe repede înainte, tocmai ca ploieștenii să nu mai aibă acest disconfort, cu ghilimele de rigoare. Da? Deci pe 23 septembrie, vineri. S-a discutat la ANRE. Da. Dacă se depun actele la ANRE, pot să dureze 10-12 zile. Haide să în luăm timpul ăsta se fac niște lucruri concomitent cu ce se întâmplă. Da. Dar după ce iese peste 10-12 zile licența de la ANRE, putem să dăm drumul la apă caldă. Adică pe 4 sau 5 octombrie. 4 octombrie. Dar dacă primarul nu vrea să semneze astăzi, mai puneți o zi, vine 6 octombrie. Dacă nu semnează nici mâine, mai puneți o zi, vine 7 octombrie. Păi de ce să nu semneze domnul Dumitrescu? Păi, asta este rolul dumneavoastră, este rolul presei și trebuie să puteți să vă întrebați și de ce a refuzat sau de ce a făcut tot posibilul să plece o societate care va apă caldă. Și să vină altă societate sau eu știu, să încerce să aducă. Și cum rămâne cu cetul ăla braz? Că eu unul sunt disperat, efectiv. Dăm cetul. Dumitrescule, dăm cetul. Ăsta a fost mesajul pe care l-auzim la miile de conferințe de presă și ședințe de Consiliul Local. Îi dați cetul? Sigur că da. Cetul o să-l primească săptămâna asta.